Comuna Valcău se va număra printre puținele comune ale județului care au canalizare. Este vorba despre un efort financiar din partea administrației locale, care după ce a accesat acest proiect pe fonduri europene, trebuie să susțină o cofinanțare care presupune peste 10 miliarde de lei vechi. Potrivit primarului Comunei Valcău de Jos, Ioan Roșan, în comună se derulează o serie de proiecte la care primăria contribuie cu sume importante de bani. Anul acesta se finalizează o lucrare de canalizare care înghite destul de mulți bani, doar cofinanțarea și lucrările neeligibile sunt de 10 miliarde. Avem un cămin cultural la care avem acum să finalizează în Valcău de Jos, unde la fel trebuie să asigurăm 2 miliarde jumate doar cu finanțare plus lucrări neeligibile. Ulterior ni s-a aprobat două cămine culturale pe fonduri europene pe PNDR-ul 2014-2020, unde la fel trebuie să achităm o parte din bani, adică studiile de fezabilitate, avize, acord și așa mai departe, plus alte lucrări care se desfășoară și sigur că banii nu s-a acopere la nivelul investițiilor pe care le avem în anul 2017. Deci probabil că prin luna august-septembrie o să avem nevoie chiar de un credit. Am consultat Consiliul Local în acest sens și vor fi de acord, adică mi-a dat acordul de principiu, ca să spun. Adică din punctul ăsta de vedere a investițiilor, chiar am prins o perioadă foarte bună. Când vine vorba despre canalizare, nu multe comune se pot lăuda cu accesarea unor astfel de proiecte. La Valcău însă, după ce s-a adus apa în comună, s-a trecut la realizarea canalizării. Nu toată comuna Valcău, dar pot să spun că e 70% din comuna Valcău, pentru că o localitate, Preoteasa, de exemplu, e o zonă mai mult decât colinară spre munții Propișului, unde nici nu se poate aplica datorită geografiei canalizarea. Dar pe malul stâng și drept a râului Barcău, unde se află localitatea Valcău de Jos, Valcău de Sus și Subcetate, acolo acoperă toată zona și sigur o stație modernă de epurare în aval spre Boghiș de comuna Valcău de Jos. Era necesară canalizarea pentru că în 2004, când mi-am preluat primul mandat în Valcău, era o problemă apa. Din fericire am reușit în 2007 să avem în trei localități și pe urmă și în a patra localitate, în 2010, apă, în Lazuri. În Preoteasa, la fel, acolo au o chestiune, au fântâni sau au izvoare 3-4 și e o apă extraordinară, fiind în zonă, cum v-am spus, aproape de munte, nu-i cazul să le ducem apă. Și atunci era necesar automat canalizarea, pentru că lumea s-a modernizat, au băi, au fermieri, au dejecții inevitabil și atunci asigur că în loc să trebuie să găsim o soluție să n-ajungă în râul Barcău. Dar o să o extindem și în localitatea Lazuri în anii viitori, doar să o terminăm pe cele trei localități, pentru că e o investiție destul de aproape 2 milioane de euro. E și greu de gestionat, oamenii sunt reticienți, îi deranjează lucrările pentru că ei nu înțeleg pe moment, ei văd deranjul, ei nu văd pe viitor, adică nu privesc pe plan îndelung. Domnule, o să fim, cum le explic, o să fiți o comună din 10% din comunele din România care au apă și canal. Pentru mine asta e un succes și a fost o prioritate tot timpul. Apa și canalizarea sunt doar două dintre elementele cheie care pot duce la îmbunătățirea și creșterea nivelului de trai al locuitorilor comunei Valcău de Jos.